Salut, sunt Dan Moldovan. Tocmai am sunat de pe Galaxy S7 pe Samsung Galaxy Alpha, un telefon din 2014. S7-le este din 2016, husa este încă originală. Am renunțat în septembrie 2021, anul trecut, la acest ceas în favoarea acestui telefon. Pentru un copil, un asemenea telefon este nemaipomenit, ca mărime, după cum vedeți și pentru mine. Am repus în funcțiune, după ce am ținut mai mult de 3 ani de zile în cutie, telefonul. După cum vedeți, el arată foarte bine. L-am adus la zi ca sistem de operare și absolut toate aplicațiile, dar pe un cont de adult, pentru că pe contul de copil nu se puteau actualiza absolut toate aplicațiile. Google Family Link nu funcționează pe acest sistem de operare pentru că este foarte vechi, dar dacă am pus un cont de adult, totul s-a actualizat și în 2022 telefonul funcționează chiar mai bine decât în 2014, aș putea spune, pentru că toate aplicațiile sunt la zi. Și vreau să vă arăt următorul lucru. Comparativ așa, o poză făcută cu Samsung Galaxy Alpha, cu Samsung S7, care funcționează și în ziua de astăzi, și pe final o să vă pun eu niște poze făcute cu S7 în 2020 și 2021, nu m-am dus mai în spate că n-are sens. Astea le-am găsit așa la repezeală, să vi le arăt. Și o poză comparativ cu modelul din 2021 de telefon Samsung Galaxy A71. Trecând de la o generație la alta, am observat următorul lucru. Din punct de vedere al caracteristicilor camerei de filmat, softul face diferența, iar acest soft, așa cum ați văzut, se poate actualiza și adăuga în telefoane vechi. Uitați-vă la pozele acestea făcute cu Galaxy Alpha, cu S7 și cu A71. Eu m-am străduit să fac o editare la poza făcută cu Samsung Galaxy Alpha să semene cât de cât cu cea făcută cu A71, adică să finisez copilul încât să semene cu finisajul aplicat de A71. Că tot vorbim de A71, uitați-vă la această poză. Are o tentă foarte albăstruie pentru că nu reușește, asta am observat noi în ăștia aproape 2 ani de când îl folosim, nu reușește să determine temperatura de culoare bine. Telefonul nu l-am aici ca să vi-l arăt, am doar un cadru cu el filmat. Telefonul este, cum ar veni, la serviciu. Eu am un film în care am discutat de A71, între timp a apărut un alt model care este cu G5. Sfatul meu este să aveți grijă de telefoane, pentru că de la data la care am început să cumpăr telefoane mai bune, cum sunt acestea, prețurile lor tot au crescut. 2500, 3500, 4500, 5500. Pe final vă las să vă uitați la niște poze pe care le-am făcut cu Samsung Galaxy S7 în 2020 și 2021. Poze selectate așa pe fugă, pentru că n-avea sens să mă duc mai încolo. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție!